Salutare, dragilor! Bine ați venit la acest episod de podcast poetic. Astăzi voi citi din cartea lui Savu Popa, Noaptea mea de insomnie, un volum de poeme apărut la editura Cartea Românească în 2018. Savu Popa s-a născut în 15 februarie 91 la Ovnea Sibiului, unde locuiește și în prezent. A publicat în majoritatea revistelor literare importante. A debutat în volum în anul 2017 cu Ipostaze, la editura Paralela 45. Cum spuneam, o să vă citesc niște poeme din volumul acesta, lansat în 2018, și voi începe cu un text pe care specifică Savu în acest volum, este dedicat unor prieteni. Nu știu dacă e un poem de răzbunare sau nu, ia să vedem. Împreună au rămas oricum. Lumina stinsă i-a găsit împreună, întunericul stins i-a găsit împreună. Cel de-al patrulea război mondial, dintre cel de-al treilea și cel de-al cincilea, i-a găsit împreună. Ziua de azi, un exponat din muzeu, singurul căruia îi s-aude sângele curgând, i-a găsit împreună. Împreună, mult mai singuri. Despre pielea ta. Egiptenii, cunoscând pielea ta, au spus apoi: primul pergament ar fi arătat ca acesta. Un comerciant din centrul orașului Singapore ne vorbește despre superstițiile, legendele acestui loc, în malaeză, chineză și tamila. Ne arată un apus cu aceleași striații ca pielea ta, înfiorată. Covorul pe care împărații călcau cu tălpile goale, roșu ca pielea ta din jurul coapselor. Melcul despărțit brutal de cochilie, lăsând în jur urme, arătând ca pielea ta spălată în râul rece. Dincolo de pielea ta e tot piele, mi se pare că lipsesc sângele, carne, oasele. Straturile de piele continuă la nesfârșit. Seara îți ascultam inima, se auzea îndepărtat, precum un clopot de incendiu în vreun sat vecin. O certitudine e mai necesară uneori decât un pahar cu apă. Văd lucrurile altfel. Privirea mi s-a eliberat din strânsoarea cearcănelor, iar imaginile au devenit tot mai clară. Realitatea are baterii noi. Combustie spontană, confruntări de idei duse pe planuri înclinate. Accelerarea unor trăiri până când se ajunge la limita unor stări. O paradă invizibilă a energiilor de pe întreg pământul. Ideile importante ale omenirii în scădere ca rezervele de petrol, credibilitatea însingurării verificată online. O certitudine e mai necesară uneori decât un pahar cu apă. Imaginile tot mai clare și șlefuite de privirile noastre până când devin oglinzi. În lipsa mișcării, între fiecare dintre noi ar apărea câmpuri minate. Grămadă de lemne din fundul curții, motorul venit în curte de 2 zile, așteptând să fie folosit pentru tăierea lor, lumina aceea din spate care șterge grădina dealului de sus, linia dintre pământ și cer ca un fermoar închis în gravă, rupt la mijloc,
și noi simțim ceva apăsător în privire. Lumina aceea dispare ca și când n-ar fi existat pe pământ, mai aspră, mai decolorată decât coaja acestor lemne, pregătite, ordonat, în grămadă. Ați ascultat poezii de Savu Popa. Eu vă mulțumesc și vă aștept la următorul episod din acest podcast poetic în care intenționez să aduc în fața dumneavoastră, în căștile dumneavoastră, în difuzoarele dumneavoastră, o poezie de calitate a unor scriitori contemporani, poate prea puțin cunoscuți. O zi frumoasă să aveți!